Canalul Telegram gulagu.net sugerează că Navalny a fost ucis la ordinul lui Putin și că această crimă a fost executată de serviciile secrete. Operațiunea specială Tromb, Cheagul, și crima cu premeditare, iată cronologia rapoartelor despre moartea lui Navalny. Orele 14 și 17 minute, ora oficială a morții lui Navalny, conform FSIN, care este Serviciul Federal al Penitenciarilor din Rusia. Orele 14 și 19 minute, 2 minute mai târziu, de la data anunțării morții lui Navalny, Serviciul Federal al Penitenciarelor pentru Districtul Autonom Iamalo-Neneț postează pe site-ul oficial al său un comunicat de presă gata făcut sub forma de știre despre aceasta. La orele 16 și 2 minute 2024, în colonia penitenciară numărul 2, deținutul Navalny s-a simțit rău după o plimbare, pierzându-și aproape imediat cunoștința. Se arată în mesajul acestei instituții de la Cercul Polar din Siberia. Și imediat, iată, știrea extinsă este publicată pe canalul de Telegram 112, controlat de stat. La orele 14 și 20 de minute, la 3 minute după moarte, fluxurile agențiilor de știri sunt publicate, știri și anume agenția de stat RIA Novosti și Itair Tass, la orele 14 și 23, 6 minute după moartea lui Navalny, 112 raportează cauza probabilă a morții lui Navalny, un cheag de sânge rupt fără o autopsie efectuată de un expert patolog. Deci, așa din două în două minute. La orele 14 și 30 de minute, la 13 minute după deces, Dmitri Peskov comentează moartea lui Navalny. Această sincronizare rapidă nu poate însemna decât un singur lucru, totul a fost planificat în prealabil și coordonat până la comunicatul de presă al FSIN-ului. Minute în șir, secundă cu secundă, sub controlul administrației prezidențiale și al FSB-ului, la ordinele dictatorului Putin. Bineînțeles, Putin și lăudătorii săi vor nega totul. Acesta este, de fapt, modul de acțiune, modus operandi, norma obișnuită pentru ei. Dar cum le-a scăpat serviciilor astfel de detalii? Publicarea tot la două minute a detaliilor, când fizic nu ar fi fost posibil așa ceva, decât planificat de către FSB, iar FSB-ul probabil, după părerea mea, știa asta. Cred că Putin și camarila sa de la Moscova, de Silovichi, a vrut să transmită un mesaj clar la Bruxelles și Washington, un mesaj de șoc și groază. Noi am fost criminalii, nu ne pasă de ceea ce ziceți, deși noi oficial vom nega crima. Vă arătăm neoficial că putem face ce vrem în Rusia și Ucraina și vom face în continuare fără să fim trași la răspundere. Cam ăsta e mesajul pe care eu îl văd. Este un mesaj mafiot, tipic Kremlinului. Este metoda favorită a lui Putin de la începuturile accederii sale la putere, care fabrica atentate în Rusia pe bandă rulantă tot la câteva zile. În mijlocul Europei, în secolul 21, un grup de KGB-ști scelerați sacrifică milioane de vieți, rade pe fața pământului orașe întregi, punând pe drumuri milioane de ucraineni. Viesparul bolșevicilor de la Kremlin a mai făcut ieri o crimă la lumina zilei, Alexei Navalny, omul politic rus care a avut curajul de a se întoarce acasă pentru a fi arestat de către lașii de la Kremlin. Spun lași pentru că asta sunt de fapt niște indivizi care în spatele cortinelor KGB-iste pun la cale prigoana, otrăvirea și apoi asasinatul. Navalny nu este primul, ci an enșpelea dintr-un mare șir de asasinate politice săvârșite de Silovichi ruși, asasinate precedate de atentate orchestrate de FSB în perioada 99-2002 pentru a da, bineînțeles, legitimitate unui regim criminal care l-a plămădit în fruntea sa pe sociopatul Vladimir Putin.
Toate crimele, începând cu debutul mileniului al treilea până acum, sunt pătate cu bani europeni plătiți pentru petrolul și gazele ieftine rusești, în schimbul unei Europe oarbe și mute față de muscalii care au dezlănțuit genocidul cecen, genocidul georgian și, iată acum, genocidul ucrainean. Nu o să intru în detalii, e subiectul mai multor cărți, între care cea lui Thierry Wolton, KGB-ul la putere, sistemul lui Putin, care ne oferă și o listă cu numele tuturor KGB-știlor din fruntea Kremlinului. Merită citită de către cei care vor să aprofundeze felul în care funcționează Rusia lui Putin. Da, fără banii Occidentului care au umplut viseria lui Putin mai bine de 20 de ani, invazia din Ucraina nu ar fi fost posibilă. Germania lui Merkel poartă povara celei mai mari rușini, o rușine și o vină pe care Germania lui Scholz este chemată astăzi, iată, să o spele. În acest context, cred că trebuie să privim îndemnul lui Garry Kasparov de la München de ieri, care îndeamnă la utilizarea celor peste 300 de miliarde de euro bani rusești blocați de Uniunea Europeană pentru Ucraina. Și în aceeași notă este și acordul bilateral semnat de Germania și Ucraina, despre care urmează să vorbim astăzi. Prin tot ceea ce face în ultimul timp, Rusia nu dă niciun spațiu de manevră lumii libere pentru viitoare eventuale negocieri, pentru că astfel de crime abominabile nu pot fi trecute cu vederea, nici măcar de o haidama ca Trump. Apropo, l-ați auzit pe Trump condamnând asasinatul regimului de la Kremlin? Dar pe fratele Xi, cum care Xi? Xi Jinping, liderul chinez. Păi nici nu o să-i auziți. De ce nu o să-i auziți? Păi ați uitat cum l-a făcut dispărut pe fostul său prieten, fostul ministru de externe chinez, Xi Gang? Băieții sunt de același aluat. Nu o să se acuze reciproc doar. Ucraina și Germania au semnat un acord bilateral de securitate în timpul vizitei președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky la Berlin. Olaf Scholz a numit acest pas istoric. Cât de mult este nevoie, Volodymyr Zelensky și cu mine am semnat astăzi un acord cu privire la obligațiunile noastre pe termen lung în domeniul securității, fiind un pas istoric, se arată în postarea sa. El a subliniat că Germania va continua să sprijine Ucraina în condițiile războiului de agresiune rusesc. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a adăugat că acest document fără precedent stabilește sprijinul german pentru Ucraina la nivel de 7 miliarde de euro doar în acest an. Sunt arme pentru care există deja contracte specifice. Acordul conține poziția clară a Germaniei cu privire la sancțiunile împotriva agresorului, a tribunalului, a bunurilor înghețate, a mai spus Zelensky. Acordul prevede, de asemenea, un mecanism pentru consultări de urgență în cazul unui posibil viitor atac armat rusesc asupra Ucrainei. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit statului major al Forțelor Armate, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul colonel Oleksandr Sârskyi, a decis retragerea forțelor ucrainene de apărare din Avdiivka în zone mai avantajoase. Oleksandr Sârskyi a explicat că decizia a fost luată pe baza situației operaționale din jurul Avdiivka cu scopul de a evita încercuirea și de a păstra viața și sănătatea militarilor. Soldații noștri și-au împlinit cu demnitate datoria militară, au făcut totul posibil pentru a distruge cele mai bune unități militare rusești, au provocat pierderi inamicului în ceea ce privește forța militară și echipamentul, se arată în mesaj. Comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei a adăugat că se iau măsuri pentru stabilizarea situației și menținerea pozițiilor ocupate. Viețile militarilor sunt cea mai mare valoare. Oricum, ne vom întoarce în Avdiivka, a mai subliniat Oleksandr Sârskyi. Cu o zi înainte, statul major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că inamicul a continuat să tragă focuri de artilerie și bombardamente masive asupra Avdiivka, ștergând practic orașul de pe fața pământului. Lucru la care se pricep rușii cel mai bine, să șteargă întregi localități de pe fața pământului.
În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt create a Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta!